motivele pentru care românii părăsesc țara sunt diverse. Nu părăsesc România doar cei care au probleme materiale sau tinerii care pleacă la studii. Părăsesc țara chiar și cei care au o stabilitate financiară și venituri ridicate, iar în urma lor rămân bunici, părinți și copii îndurerați. Conform ziare.com, spunem că murim de dor atunci când ne lipsește o persoană pe care o simțeam parte din viața personală, dar știm că e doar un fel de a spune și de a jeli. Spunem, mor de dor și deja facem un pas către vindecare. Să ne imaginăm însă că în locul adultului stă un copil ai cărui părinți sunt plecați să muncească în străinătate, lăsându-l în grija altora. Când un copil moare de dor, metafora lasă loc celui mai brutal și direct sentiment. Foarte mulți români au plecat în ultimul an din țară. Dumneavoastră aveți rude plecate? Nu plec de acasă, la mine niciune nu plec. Dar rudele dumneavoastră, nu știu, copii... Copiii au plecat toți cinci. Doi băieți și trei fete. Și cum gestionați dorul față de ei? E greu, dar ce să fac? E treaba de bani. Le este mult mai bine acolo? Mai bine, dacă n-ar fi bine ceva, ce facem dacă aici mor de foame? Au gânduri de întoarcere în țară sau vor să rămână acolo? Nu, rămân acolo. Ce să facă? Să facă cu alea. Au copii acolo născuți, nepoți. Am 5 nepoți acolo născuți, nu mai vine nimeni în țară. În ultimii ani a crescut numărul românilor care aleg să emigreze definitiv. De cele mai multe ori, românii care pleacă în străinătate ajung să muncească în industrii grele. Unul din 5 români care lucrează în țări precum Marea Britanie și Austria ocupă poziții de top în companiile în care lucrează. Ba mai mult, în Franța, peste o treime dintre români sunt fie manageri, fie specialiști în diferite domenii. Situația se schimbă însă în Spania și Italia, unde doar 5% dintre români au joburi cu înaltă calificare, relatează Digi24. În ultimul an, foarte mulți români au plecat din țară. Dumneavoastră aveți rude care au plecat în străinătate? Nu. Nu avem rude și nici nu am plecat de la noi din țară. Și cum gestionați situația? Aici, poftim? Situația, cum o gestionați astfel încât să nu plecați, să nu plece nimeni? Sunt pensionar și mă mulțumesc cu ce am. Un băiat și o fată care lucrează în România și n-ar pleca niciodată din țara lor. Pentru că nici acolo nu eu așa să muncesc și să... Credeți că le-ar fi mai bine dacă ar pleca în străinătate la un salariu mai mare? Nu. Nu. Să se mulțumească pe mai puțin și sunt la ei în țară, în siguranță. În ultimul an, foarte mulți români au plecat în străinătate. Dumneavoastră aveți rude plecate? Da. Și cum gestionați dorul față de ei? E greu că am și copii acolo plecați în Croația. Credeți că le este mult mai bine acolo din punct de vedere financiar? Da. Mai bine acolo. Când credeți că s-ar întoarce? Au gânduri de întoarcere sau vor acolo stau. În urma românilor plecați la în străinătate, rămân bunici, părinți și chiar copii cu suflet plin de dor. Dacă unii români se întorc acasă, alții își ia copiii și se stabilesc în țări străine. Tot mai mulți români au plecat în ultimul an din țară. Dumneavoastră aveți rude plecate în străinătate? Păi eu am nepoți în Spania, au luat casa acolo, au luat apartament, au luat copii. Păi la noi la țară, la nevastă, unde se trăsesc, mureau de foame, aveau case de cocioară. Și cum gestionați dorul față de ei? Îți pare rău că stai tăi, dar ce să fac aici? Am zis că mor de foame. Din punct de vedere financiar, le este mai bine copiilor acolo? Normal, păi pui salariul de acolo cu cetățenăștia cu 1600-1700 și niște bunuri de masă. Ce să mănânci la bunurile de masă? Normal, păi, dar nu ți-o compară. Au gânduri să se întoarcă acasă? Nu, ce gânduri, nu mai vine azi, bă, a luat acasă copiii la școală. Unul se însoară, unul nici gânduri și am mulți acolo neamă. Nimeni nu mai vine și fug toți. Conform datelor statistice, între 4 și 5 milioane de români au plecat din țară, România fiind pe locul 2 în lume după Siria la emigrație. Și la noi nu a fost război. Căderea comunismului și globalizarea au deschis larg porțile pentru români de a pleca la muncă în afară. Valul anilor 90 și începutul anilor 2000. Apoi au urmat valurile celor ce au vrut să plece de tot din țară, din N motive. Întâi au fost banii. La muncă în Grecia, Italia, Spania, Germania, Franța și apoi Marea Britanie și țările nordice. Puteai să câștigi de 5-10 ori mai mult față de România, respectiv 200 de euro, într-un caz fericit versus 800-2000 de euro în afară. Asta, bineînțeles, în funcție de jobul obținut, relatează zf.ro.